Accidentul s-a produs pe DN1 la Nistorești, în județul Prahova. Autoturismul s-a răsturnat pe carosabil, posibil ca urmare a acvaplanării. În mașină se aflau 4 persoane care au reușit să iasă singure. Din fericire, cele 4 persoane implicate în accident nu au fost rănite. La fața locului au intervenit și echipajele ISU Prahova, cu un echipaj de stingere și unul de prim ajutor. În zona a fost și un stâlp rupt, cablurile de electricitate fiind căzute pe jos. Inspectoratul pentru situații de urgență a chemat în ajutor echipele specializate de la Electrica pentru a remedia situația.